Am revenit cu pelerina noastră. Am făcut o bucată de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 de rânduri. Așa. Împărțim lucrul nostru în două. Deci am 30 de ochiuri. Le împart și îmi rămân 15, da? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, da? Aici suntem la jumătatea lucrului. Nu mi-am luat marker cu mine. Dar țineți cont, voi puteți să vă luați, da? La 15, da? Și lăsăm, o să lăsăm pentru început câte. Deci avem 15, suntem la jumătatea locului, da? Numărăm în stânga 2, 4. Am ajuns aici. Și trebuie să mai rămână 11 ochiuri. 4, 6, 8, 10, 11, da? Deci suntem aici, o să începem de aici lucru. Și pe mijloc să ne rămână 2, 4, 6, 8, da? Și partea asta, 2, 4, 6, 8, 10, 11, da? Deci, încep să le lucrez pe astea 11 din partea stângă, da? Lucrez întâi cu o parte, cu un număr, da? Ok. Două, da? Deci trebuie să ne iasă 11 ochiuri. Avem așa, deci 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2, 4, 6, 8. Mă rog. Facem așa cum am pornit. Deci 2, 4, 6, 8, 10. Să începem atunci cu un ochi mai margine ca să ne iasă 11, nu 12. Sper să nu mă încurc. Așa, deci aici ar trebui. Încă o dată numărăm 2, 4, 6, 8, 10, 11. Da. Ok. Am atașat. Facem 1, 2. Încercăm să ascundem firele. Așa. Ok. 2, 4, 6, 8, 10, 11, da? Deci avem 11 ochiuri, ok? Facem 2 ochiuri de lanț, ne întoarcem și mergem mai departe. Cum am mers până acum? Până aici la cele, facem astea 11 rânduri, da, piciorușe. Ca să formăm gâtul, da? Curbura de la gât. Ok? Iarăși două piciorușe. Ne întoarcem. Și acum scădem, da? Deci, nu mai intru în primul ochi, da? Intru în următorul, da? Și mai luăm încă unul nelucrat și le tragem pe toate trei. Ceva în genul, da? Ca să formeze curbura. Bine? Ceva în genul ăsta, da?
Putem face și altfel. Putem face o singură scăzătură, deci asta care am făcut în margine, haideți să facem așa atunci, să nu se vadă urât. Și, ok, deci suntem în margine, nu intrăm aici, intrăm aici, da? Și după aceea mai scadem la fel rândul următor. Și acum avem, o să avem 10, da? Ok. Da? Deci avem 10 acum aici, da? 2, 4, 6, 8, 10, da? Ne întoarcem. Cu astea 10. Ok. Doi ochi, pardon. Mă mai întorc încă o dată. Și la fel. Nu intru aici, da? Intru în următor și rămân cu 9, da? Acestea o să fie umerii, umărul, da? Cu 9 piciorușe. Ok? Foarte simplu. Totul e să numărați bine ochiurile. Astea, piciorușele, pardon. Și aici, încheie. Da? Deci trebuie să iasă ceva în gel, da? Ca să iasă curbura de la gât și în partea aceasta facem același lucru. Da? Lăsăm 2, 4, 6, 8 pe mijloc. 2, 4, 6, 8, 10, 11 avem în margine. Da? Și scădem exact de două ori, numai pe fața lucrului. Ok? Bun, tăiem firul. Așa. Și începem partea cealaltă. Da? Deci, 2, 4, 6, 8, da? Și intrăm aici. Și o să avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, da? Aici, da? Să ne rămână 8. 4, 6, 8, exact. Așa. Ne ducem fără să scădem nimic, da? Și ne întorcem. Deci lucrăm aceste 11 piciorușe, da?
Și am ajuns în margine, da? Deci avem 2, 8, 10, 11, două piciorușe. Nu intrăm aici, în primul ochi, următorul, da? Deci automat am scăzut un ochi fără să facem ceva, ok? Și facem exact ca partea cealaltă. Apoi vom începe partea din spate, care o să fie identică. Și la final o să continuăm cu tutorialul pentru a vă arăta cum le îmbin și cum o să facem și gluga și eventual un buzunarel în față frumos, ca și la hanorac, cum am zis. Ok. Bun. Încă două ochiuri. Și următoarea scădere, da? Deci scădere fără scădere cum ar veni. Nu intrăm aici, da? Intrăm în următorul și rămânem cu nouă ochiuri, bine? Ok. La spate o să scădem o singură dată, pentru că nu trebuie să fie decoltat la spate, după cum știți, la plovere. Ok? Ia să vedem dacă avem 9. 2, 4, 6, 8, 9, da? Am închis și tăiem firul. Și asta e. Deci ăsta este pieptul hanoracului nostru. Da? Voi v-am spus, dacă vreți să-l faceți mai lung decât mine, eu consider că e suficient atât pentru buburuza mea. Ok? Bun. Deci o să ne revedem după ce termin și partea din spate, da? Și continuăm video, dragile mele.